Și famă, Doamne, ce n-am fost, famă, Doamne, ce n-am fost, YouTuber și șef de post, YouTuber cu abonați mulți, Panicu Bendea să-l asculți, mă, la, cu dedicație specială pentru toți prietenii care intră de luni până vineri, de la orele 10 ale dimineții, ora României, pe acest canal, să se bine amuze, să se bine distreze, să se bine dispună. Miercuri 13, ieri ceasurile rele, astăzi 13, ce să mai credem? Nu mai credem nimic, credem doar ceea ce vorbim aici. Și după ce se termină videoul, săriți cu comentariile, abonați-vă, click pe link, click pe canal, share la postare, să vadă cât mai multă lume, dar voi le știți pe astea, le știți, pentru că ne-am educat în spiritul YouTube-ului. O cafea închin în cinstea voastră, dintr-o ceașcă am spălat-o eu că de cafea americană de la Val Pandrea din Florida și de la Angela din Montana. Country all time home, to West Virginia, Mount Mama. Da. America salvează cafeaua. Ca de obicei, americanii, diaspora americană săritoare. Imediat pe Buy Me a Coffee o cafea bună. S-o bem noi, cei dinpreună, că vin cu știri bune. Numai știri bune am va aduce anul ăsta. În primul rând, cine e pe primul loc? România. Cine e pe primul loc? Țara noastră. Iar am ajuns pe primul loc într-un top, da? În topul țărilor cu cea mai scăzută siguranță rutieră. Suntem pe locul 1, nu-ni rușine. Mă includ și pe mine în rândul celor care trebuiau să facă drumuri și autostrăzi. Să n-ai tu drumuri, să piară cu sutele oameni nevinovați. Bine, că mai și conduc cu viteză. Dar să n-ai tu pe ce conduce. Extraordinar. La coada topului, rușinică, Norvegia. Norvegia are șoselele cele mai sigure din lume. Acolo mai apare din când în când câte un ren, câte un elan, câte un... Dar și pe ăla locolești, numai noi. Păi, dar noi nu putem să facem autostrăzi, că noi ne certăm și în coaliție acum. S-a băgat dihonia. Ce să mai zic eu, că și la șeful, la șefimea, la vârful șefimii liberalilor, nu-i pace și prietenie. Câțu, nou premier Câțu, a dat afară din cabinetul său 9 oameni rămași de pe vremea lui Orban și cere să fie făcut cât mai repede un congres PNL. Ludovic Orban a zis să nu ne grăbim, să analizăm, să pornim de la firul ierbii. Aia e, domnule, că ei vor funcții, ei vor funcții, ei vor locuri de stat. Nu vor ceva de guvernat și de făcut în țara asta. Congres le trebuie lor, domnule, acum. Congrese le trebuie. Că s-a blocat negocierea iar. Între UDMR plus R și PNL s-a blocat negocierea de la împărțeala scaunelor de prefect. Au o problemă cu scaunul. Să ia un laxativ, un relaxativ să se calmeze. Nu vorbim degeaba aici și eu vă tot spun. Și ar fi bine să mă credeți. Ieri ziceam că n-a mai apărut Klaus Iohannis, președintele Werner al țării. Pac! O auzit, nu știu, el sau consilierii lui, dar a apărut aseară, pe la 6, 6 și ceva, în conferință de presă. De ce la 6? Pentru că a dormit puțin de amiază. Pac! A apărut, a vorbit și a plecat. A vorbit destul de bine. A mai temperat lucrurile un pic, că ăsta e rolul președintelui. Nu e președinte jucător, nici dictator, mediator. A zis că el își face chestia aia cu seringuța pe 15 ianuarie, în tura a doua. Își face și el chestia cu seringuța să se imunizeze contra acestui virus. Bravo lui, public! Se va filma totul când îi se va face așa ceva în 15 ianuarie, cum și-a ales el data. Vineri, că urmează weekendul și poate dormi dacă îl cuprinde somnolența, în 15 ianuarie, când se împlinesc fix 170 de ani de la nașterea, noi să vă aud. Cafea bună, pe buymeacoffee.com/nicubendea, vă aștept acolo. Mulțumesc Florida, mulțumesc Montana, Val și Angela, mulțumesc de cafea. Și pentru cafea. Ia să vă aud. Pe 15 ianuarie se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, cel mai mare poet român, după poetul Dedeman. Orice ai avea în plan, ai vinul la Dedeman, da. Și a ales bine data, Claus. Probabil că în timp ce o să-i se pună acolo antidotul, o să recite ceva din Eminescu. Ce-ți doresc eu ție, dulce pandemie? Poate, poate. Ce-a mai zis?
a mai zis că ci să mai termine cu ciondănelile oamenii politici, că nu-i campanie electorală, și s-a referit aici la domnul primar Boc și la domnul ministru Voiculescu, că să ceartă ăștia ca apucații pe la televizor, de la bani. De la ce? De la femei? Nu, de la bani. Și Iohannis le-a zis, băieți, e gata campania electorală, vedeți-vă de treabă. Nu mai săriți în față, că nu ne mai trebuie voturi. Și după aia președintele a mers să-și vadă cadourile primite anul trecut. Administrația prezidențială a înregistrat un număr de vreo 300 și ceva de cadouri primite de președinte. Nu le poate el duce acasă, dar le poate folosi. Ce a primit de pe la alt șef de stat sau ambasador sau oameni de bine, a primit, printre altele, o sabie, o replică a sabiei în mărime naturală, sabie pe care o purta Ștefan cel Mare. Bineînțeles că Ștefan cel Mare era mic de stat și pentru președintele Iohannis, la cei 2 metri ai săi, sabia pare un cuțitaș, o brișcuță de tăiat slană. A mai primit o sită și o busolă. Cine i-a făcut cadourile astea, le-a făcut cu cap. Pentru un președinte al țării să primește o sită, ce înseamnă? Să mai cearnă din problemele țării până rămâne ceea ce e important de făcut. Și o busolă ca să indice drumul spre Sibiu peste 3 sau 4 ani. Da. A mai precizat președintele că pensiile rămân înghețate. Nu vă spun ce a fost la gura soacrei mele. De la Hüe Gerek până la Bosomego 5OZ, tot vreo 7 minute a durat această interpelare a soacrei la adresa înghețării pensiilor. Păi normal că rămân înghețate, că se anunță de mâine că vine vortexul polar. Vine vortexul la noi, vine vortexul polar, așa că îmbrăcați-vă bine, faceți foc și aveți grijă să nu vă răciți. Ca asta ne lipsește un guturaiu, nu guleaiu, cum a zis Ivan Turbinca. Dar vestea bună e că mai este și zăpadă. Doi polițiști din Sibiu au oprit alaltăieri seara la parcul Submarin din Sibiu și au văzut niște copii care se bulgăreau. Au intrat și ei în horă și au început să se bulgărească. Frumos! Polițiștii, hoții și vardiștii, cum era jocul ăla pe vremuri, polițiștii s-au bulgărit cu copiii în parcul Submarin, parcul din Sibiu, atât de drag lui Emil Cioran, care, marele scriitor Emil Cioran, se plimba în parcul cu Arin când își căuta el cuvintele și expresiile potrivite pentru a dărâma această lume. La finalul bulgărelii, polițaii nu și-au mai găsit cătușele, la care un copil cu care s-au bulgărit a zis, astea nenea, astea, frumos, ca nădoarea copilăriei, bucuria zăpezii, că nu toți se bucură de zăpadă, nu toți se bucură, noi de bucurăm de zăpadă, ne bucurăm și de o cafea primită pe buymeacoffee.com de la prietenii mei de pe America, să trăiască diaspora, că mult ne ajută ea. Să întorc Ana să vedeți. Da. Unii nu preferă zăpada. Și așa e un pic de iarnă și la noi un pic de fric cu zăpadă. Pleacă în Mexic. Cine pleacă în Mexic? Vedetele. De exemplu, la ora actuală, la ora la care vă pun eu video ăsta pe YouTube, Loredana Groza și cu Delia Matache, două mari voci ale muzicii românești, se află undeva în acea stațiune în Mexic. Delia a postat de acolo și a zis că nu-i pentru aia, e prea multă gălăgie, prea mult zgomot, prea multe petreceri, prea. În schimb, Loredana, care ar putea fi mamă, spune că e mișto și că s-ar muta în Mexic. Mută-te acolo, în civilizația aztecă, se simte ca acasă, domnule, ca acasă se simte Loredana Groza. Vedeți spiritul generațiilor? Vedeți? Generațiile astea care s-au lansat înainte de 90, le place petrecerea, pe unde merg, le place să se distreze, să fie zgomot, să fie. Generațiile astea născute deja obosite, vedetele astea deja obosite, am nevoie de un întreg resort să-mi odihnesc neuronii. Trebuie să și mașinii. Ca după ce am băut un cancel de cafea primit pe buymeacoffee.com/nicubendea. Gata cu 13-le, mâine 14 și vineri 15 recităm din Eminescu. Ce-ți doresc eu ție,
Dragă youtuberia, a fost toată cam povestea, a fost ca niciodată o fată mare de împărat ce nu era vaccinată și era una la părinți și asculta manele și spunem noi niște versuri frumoase, vine, le adaptăm cum ar veni. Mulțumesc de urmărire, share acestui video să ajungă la cât mai multă lume. Pe mâine de la aceeași oră, v-am salutat, o zi bună!